Nu neapărat. Că tot mai mulți tineri români optează pentru facultăți ca pe din Vreo Eminescu, să duc afară. Este o experiență. Uneori este cu rezultate deosebite, alteori rămâne de văzut. N-am prea multe informații, dar... Dar trebuia să spuneți că o diplomă obținută în România la o facultate românească e la fel de valoroasă ca una obținută în străinătate. Am atâtea exemple. Chiar foști elevi de-ai mei care au făcut totul în țară la noi, și liceul, și facultatea, și acolo sunt oameni valoroși. Da. Da? Da. De ce? Din cauza că învățământul în străinătate este luat mult mai în serios decât la noi în țară. La noi se obțin și diplome la facultăți în care nu prea te prezinți, ca să spun așa. Nu prea. De ce? Majoritatea de la noi pleacă acolo și folosesc. Noi cheltuim banii cu adică statul, cheltuim banii cu ei și ce alegem din nimic. Diploma în sine, recunoașterea elevului, absolventului, e mai valoroasă decât cea obținută, să zicem, la Politehnică în România? Nu. Politehnica noastră nu se compară cu cea aia. Că știu că am nepoți acolo și ei au făcut Politehnica aici și dau masteratul acolo ca să beneficieze mai repede de... Nu, bineînțeles că nu. Sunt la fel lucruri. Au aceeași valoare. Dar de unde eu știu moda asta? Păi, cred că acolo e traiul mai bun, care în România. Altceva nu e de se duc acolo. Okay. Poate mai trăzi unii din ei revin în țară. Dacă e la facultatea, la Academia lui Oprea, sigur, și alea de la Zmeni sunt mai valoroase. Asta pot să vă spun sigur. Că privește asta depinde de ce facultate faci acolo. Că și acolo ar fi ca la noi. Așa mai mult fictiv, ca adică să dea hârtii. Sigur. Sigur. Știu un caz, cursuri predate acolo, unui ucrainian. Cursurile erau în Austria, predate în engleză. Ucrainianul nu știa nici engleză, nici germană. Deci ce înțelegea el de acolo, nu se știe. Dar hârtia a luat-o. Nu, cred că mai valoroase sunt cele din România. Bănuiesc că dacă e vorba de copiii ăștia care chiar i-a arătat acum la televizor, și să duc și face acolo, într-adevăr... De român, în general, care... De român, deci da, da. Sunt mai valoroase decât alea obținută? Eu cred că da. Nu știu dacă sunt atât de important. Pentru că și la noi sunt facultăți foarte buni. E o modă sau asta cu... Dacă sunt copii deștepți și poate să iasă afară, nu să rămână... Nu la cei cu bursă, care obțin bursă. La ăștia nu, care e obligatoriu. Eu cred că avem destule facultăți bune în țară. Nu, e traiul mai bun afară, domnul. Pentru că mulți se duc doar să facă facultatea acolo. Păi facultatea, dar și vorba și de trai, nu? Trăiești și mai bine, ai și ce să vadă. Dar diploma în sine e mai valoroasă decât la noi? Eu cred că da. Dar cred că e mai bine. Mulțumesc. Și de distracție, și de facultate, și de tot, e lume diferită. Având în vedere acum cum era învățământul la zi și facultatea era facultate, acum scuzați și eu la 60 de ani pot să fac două facultăți, dar nu cred că sunt atât de concludente și obiective ca cele care trebuia să le fac la cum era învățământul înainte. Acum, nu știu, acum poate să dea examenul când vrea el, când fiecare și nu știu, nu mi se pară. Cred că mai bune sunt în alte parte sau totul. Lucru făcut la timp, cred că e cel mai bun lucru. Acum, eu nu știu, învățământul lasă de dorit la noi.